Haideți, testul numărul 1 de la pagina 197. 1 de la 197. Prima problemă. Fie triunghiul isocel ABC. Ia să vedem. Deci geometrie, da? Da. Testul care ai spus? 1. Testul 1. De la 197. De la 197. Fie triunghiul isocel ABC, cu AB egal cu AC. Fie triunghiul isocel. Deci în ipoteză. În ipoteză. Am triunghiul ABC isocel, cu AB egal cu AC. C isocel. Adică AB egal cu AC. Congruent cu AC, da? Arătați că... Acolo scrie egal, nu? Da, da. Cum ala? Pur și simplu, AB egal cu AC. AB egal cu AC, da. Bun, mergem și noi pe notația lor. Deci mergem și în notația AB egal cu AC, că ne convine mult mai bine. Adică se referă la lungime. La lungime. Cele două lateri egale. Arătați că dacă triunghiul are un unghi exterior de 120 de grade, atunci triunghiul este echilateral. Deci, dacă triunghiul are un unghi exterior, în concluzie, practic, dar se mai adaugă la ipoteză, ar trebui să vedem unghiul exterior de 120 de grade. Facem figura? Facem figura. Deci, un triunghi isoscel. Da. Facem un triunghi isoscel. Da, un triunghi isoscel. Ok. Cu AB egal cu AC. A, B, C. AB egal cu AC. Și are un unghi exterior de 120 de grade. Adică să notăm asta cu AC, ACE. Eu am vrut să notez că E aparține lui BC și ca să pot, unghiul să fac referire la el, da? Deci mai adăugăm la ipoteză că C aparține segmentului BE, BE, și atunci înseamnă că am ordinea BCE. Am ordinea și asta. Și mai adaug în ipoteză că măsura unghiului ACE, ACE, da? Este egal cu 120 de grade, da? Da. În concluzie, să rezultă că triunghiul ABC este echilateral. Nu ne grăbim. Anca, Miruna, aș vrea să ai răbdare ca să putem pătrunde și noi în problemă. Da? Miruna. Miruna, Anca și cu Adi. Deci, ce știu în ipoteză? Că triunghiul este? Isocel. Despre un triunghi isocel, ce lucruri avem clare? Că ăsta, latele de două laturi sunt congruente și unghiile de la față congruente. Corect. Și dacă ar duce din vârful A înălțimea, înălțimea este și bisectoare, mediană, mediatoare de toate. Da. Când un triunghi isoscel devine echilateral? Miruna, acum te rog. Când un triunghi isoscel devine echilateral? Nu toate unghiurile. Când AVC, măsura unghiurilor... Un triunghi isoscel devine echilateral. Da. Când? Când două unghiuri au măsura de 60 grade. Nu două. Că nu unul singur. Unul singur. Un singur unghi să fie de 60 de grade. De, păi dacă ăsta e de 60 sau ăsta e de 60, ăsta e egal cu ăsta, Miruna. Da? Deci nu toate unghiurile de 60, ci un triunghi isoscel devine echilateral când un singur unghi este de 60 de grade. Notați asta că e foarte important. Deci un triunghi isoscel devine echilateral. Un triunghi isoscel devine echilateral când un singur unghi este de 60 de grade. Un singur unghi este de 60 de grade. Daria, vreau un lucru. Vreau să ai răbdare, să nu crezi că matematica înseamnă gata, citești problema, se rezolvă. Trebuie să o
Trebuie să stai acolo, să stai ore întregi. Da? Da, să stai ore întregi. Mă întorc aici. Deci un singur unghi să fie de 60 grade. Anca, ce vrei să spui? Păi știm că măsura lui AC... Dacă ăsta este de 120 de grade... Și jurul lui 360... De asemenea, în jurul unui punct de sunt 360 de grade în jurul ăsta. Ah. Dar este suficient să-i te duci numai la jumătate. Adică unghiul alungit ăsta. Unghiul ăsta alungit este de câte grade? 180. Păi dacă vrea să zic că e în prelungire, nu vezi? Sigur că da, că e în prelungire. Unghiul exterior, așa se vrea. Da? Minus 120, rămâne 160. Gata, problemă. Foarte simplă. Da? Deci, la demonstrație am. Da, te rog să mă duci. Demonstrație. Da? Demonstrație. Spune. AC e... Unghiul. A, măsura unghiului, da? Măsura unghiului. AC e egal 120 de grade. Apoi. Pe BC e egal cu 180. Se prelungește cu... Așa. Cum unghiul BCE, hai să vorbim de unghiul ăsta. BCE. Unghiul BCE este alungit. Deci cum unghiul, cum măsura unghiului BCE e egal 180 de grade, din ce motive? Pentru că am vorbit de o problemă, că am luat că e în prelungirea lui BCE, da? Atunci, din cele două, măsura unghiului BCA, măsura unghiului BCA sau ACB, egal cu 180 de grade minus 120 de grade și este egal cu 60 de grade. Și cum adăugăm la chestia asta că triunghiul este isoscel, deci de sus spunem triunghiul ABC isoscel, adică ce avem? Că unghiul care unghi? ABC congruent cu unghiul ACB. ABC congruent cu ACB. Și ACB cât am spus că este? Sau ACB sau BCA și egal cu 60 de grade. Înseamnă că triunghiul acesta ABC, dat inițial, triunghiul ABC, echilateral. Devine echilateral. Echilateral, pentru că are un unghi de 60 de grade. Triunghiul isoscel este suficient un unghi. Ori arătăm că unghiul de sus este 60 de grade și acestea două împreună fac, împreună, sunt egale, fac 120, sunt egale fiecare 60. Ori unul din cele două egale. Ne-am reușit să arătăm asta. Mergem la departe la problema numărul 2. Pe o dreaptă D se aleg punctele A, B, C și D în această ordine. Da, pe o dreaptă D, începem cu desenul, domnul profesor. Hai să vedem, începem cu desenul. Pe o dreaptă D se aleg punctele A, B, C și D în această ordine. A, B, C și E, da? A, B, C și D. A, B, B, pardon. A, B, C, D. În această ordine. Da, în această ordine. Și de aceeași parte a dreptei se construiesc triunghiurile echilaterale A, B, B și C, N, D. Deci, de aceeași parte, în aceeași parte, da? De aceeași parte a dreptei, D, se construiesc triunghiurile echilaterale A, B, A, B, M, M și C, N, D. C, N, D. Și C, N, D. Da, de ce nu sunt echilateral să ieși așa? Echilateral, parcă. Triunghiurile echilaterale. C, N, D. Arătați că triunghiul B, C, P este echilateral, unde P aparține intersecției lui M, B cu C, N. M, M, B cu C, N. M, B cu C, N. Deci prelungim. M, da. B cu C, N. Da, obține punctul P. Da. Și să arătăm că triunghiul B, C, P B, C, P
până ăsta de aici. Și ăsta de aici e echilateral, da? Ăsta de aici e echilateral. Deci, în ipoteză, ce avem? Avem punctele A, B, C, D, zicem așa, A, linuță B, linuță C, linuță D, care în notația asta înseamnă că sunt pe aceeași dreaptă, da? A, B, C, D, scris așa, în felul ăsta, coliniare, da? E un plus. Am și arătat cu ordinea asta, este, și că sunt pe dreapta D. Deci A, B, C, D, așa se vorbim. Da. Tot aici, în ipoteză, am că A, B, M, triunghiul A, B, M și triunghiul C, D, N, C, D, N, echilaterale. Da. Imediat îți spun, dacă vorbesc de triunghiul echilaterale, Adi, ce au triunghiurile echilaterale? Toate laturile congruente și toate unghiurile. De 60 de grade, da? De toate laturile congruente și unghiurile 60 de grade. Bun. Nu, Daria, nu mai fi supărată. E supărată că nu îți iese problema dintr-o dată. Niciodată nu se poate întâmpla. Ai mai văzut pe mine supărat? Mi gândim. Păi, asta e povestea. Cu cât problema e mai dificilă, cu atât mă încântă mai mult și stau și muncesc la ea și văd despre ce este vorba. Asta este reflexul la școală. Deci învățătoarea îi obișnuiește, ca deodată, adunăm și scădem. Da? Deci le adunăm, le scădem. Numerele cele, gata, ești problema. Bravo! Și bravo, bravo! Uite că ajung că când se elaborează un raționament, nu mai pot. Deci, e vorba de faptul că am cele două triunghiuri echilaterale. Și în concluzie, mai am încă ceva de adăugat. Că MB s-a intersectat cu CN în punctul P. Corect. MB intersectează CN egal cu mulțimea formată din punctul P. În concluzie, trebuie să arăt că triunghiul BCP, da, triunghiul BCP, echilateral. Triunghiul este echilateral. Mai nu degeaba am construit aceste două triunghiuri. Știu. Echilaterale. Țin, dacă acolo sunt 60 grade. Vorbește care e acolo. Acolo sunt 60 grade, eu nu știu acolo unde e. În unghiul ABM, da, este de câte grade, Anca? 60 de grade. Este de 60 de grade, sigur. Te cerți cu oricine, da. Și? Și acolo... Și ce dacă? Este de 60 de grade, da. Ia, pe curăție, mă bucă, 20 de ani, nu știu ce vrea să zică. Nu așteptăm să zică. Deci unghiul ăsta e de 60 de grade. Ea a spus foarte bine. Și acolo A, B, P. A, B, P. Ăsta de aici, da, așa. E 102. Zi, 120 de B. Dar de ce ți-e frică să pronunți? Zi, nu-ți fie frică, că nu te bate nimeni. De ce AB? De ce AB pe 220? De ce? Cred că sunt opuse la vârf, da. Nu? ABP nu sunt opuse la vârf. ABP e 220, are dreptate. Dar de ce e ABP de 120 de grade asta de aici? De ce ea? Unghiul MBP, nu în jur, MBP. MBP este prelungit, pentru că este 180 de grade, deci noi am dus în prelungire. N-am zis că prelungim pe MB cu CN până se întâlnesc în punctul P. Deci ăsta e motivul. Și mai sigură pe tine. Da? Clar că e 120 ăla. Știi, când parcă merge așa pe manul prăpăstii și gata, dacă pic. Nu, spune, ăsta din cauza asta și din cauza asta, așa trebuie să fie. MB tot 120. Care e MBP? M. Încă o dată. MB. MBP tot 120 este, da.
MBP 120? MBP, e tot în prelungire pe partea asta de unghiul văzut. 180. Ori l-ai văzut așa 180, ori pe partea asta. MB C, zice ea, e tot 120, că s-o pus la vârf. M B C, ăsta de aici, da? Tot 120, că i-o pus la vârf. Da, de acord. Și rămâne de 60 grade. Că așa l-au pus la vârf. Uite așa. Scârcânatul la urechea stâncă cu mâna dreaptă. Da, mai nu puteai să spui că unghiul ăsta cu ăsta sunt opuse la vârf. Păi și... eu asta vreau să spun. Aia adică după război mulți mii de tarat. Băi, adică, dar de ce cine te opri să nu spui asta, mă? Cu toată gura. Deci și tu ai zis. Hai, lasă-mă. Ei, da. Mă, șmecherie. Bun, atunci tu te fac pe cealaltă. Anca s-a chinuit așa pe ocolite. Păi atunci dar... eu pot să spun și eu. Ăsta deci e de 60 obligator, și ăsta e de 60 opuse la vârf, terminat problema, da? Păi da. Mă duc eu pe cealaltă. Nu, nu. Dar să-l vedem pe el, că au zis el că tot. Păi unghiul că e de 60 de grade. Care? Și eu pun la... de între unghiul nu... Asta e. Da. Și eu pun la vârf. Opus de... la vârf. Cu cine? Cu unghiul BPC. Cu unghiul BPC. BCP, Adi, îți bagi literă la mijloc. BCP, așa. Da? Unghiul BCP cu NCP sunt opuse la vârf. Și da. Cum ăsta e de 60 și ăsta e de 60 de grade. Și ce dacă, Adi? Ăsta e de 60 și ăsta e de 60 și ce dacă? Trebuia să arăt că triunghiul BPC este echilateral. Eu n-am arătat. 60, 120, 120, 120, 120, 120. Deci triunghiul a devenit isoscel. Da, da. Și fiindcă are cel puțin un unghi de 60 grade, devine echilateral. Deci n-am problemă. Ha, ha, ce ușor era și voi vă duceți după vișini. Așa. Hai să zicem. Demonstrați. Demonstrați. Dar de condumă. Demonstrați, băi, triunghiul, nu, P este în prelungirea... Nu, nu, nu. Triunghiul care este? Triunghiul AMB. Triunghiul AMB. Triunghiul AMB. Echilateral. Rezultă că, din faptul echilateral... Rezultă că AM congruent cu... Înseamnă că măsura unghiului, măsura unghiului B, A, B, M, A, B, M. Că ăsta ne interesează noi, pe noi. A, B, M e egal cu... 63. 63. De sub, sub ea atașăm că... Că triunghiul ce e... Nu, că unghiul A, B, M... A, că A, B, M este opus la vârf. Așa. Unghiul A, B, M. Congruent cu unghiul. Așa am vitez. Unghiul A, B, M e congruent cu unghiul. CBP. CBP. Ca fiind opuse la vârf. Și din cele două, înseamnă că măsura lui acestui unghi de care vorbim noi, e vorba de unghiul CBP, CBP, are aceeași măsură, de 60 de grade. Pe de altă parte, Anca, Anca. Triunghiul care de altă parte, triunghiul CD. Pe altă parte, triunghiul C, N, D. Ca e tot echilateral. Rezultă, Miruna, rezultă că triunghiul C, N, D, fiind echilateral. Rezultă că B, C, P are... Că B, C, P e opus la vârf. B, C, P, nu B, C, P. Faptul că e echilateral, de ce? Punctă. Deci rezultă că N, C, D, măsura lui N, C, D e egal cu 60 de grade, da? Da. Apoi... N, C, D e opus la vârf. Unghiul N, C, D. E congruent, Miruna, așa dictez, că eu nu știu ce să scriu. B, C, D, e congruent cu unghiul. Cu? B, C, P. B, C, P. Unghiul B, C, P. Egal cu vârf, egal cu vârf. Deci unghiile sunt congruente, ca fiind opuse la vârf. Anca, trebuie să-mi dictez ca să scriu, că eu nu știu, Miruna, nu știu ce să scriu. Să spui așa, ăsta de 60, ăsta e congruent cu ăsta din motivul ăsta. Din cele două rezultă că măsura lui... Măsura lui N, C, D. Egală cu 60 de grade.
Din astea două. Egală, stop, stop. Din cele două, uite așa redactăm. Așa redactăm. Clar este și frumos. Deci trebuie să redactăm să priceapă cel care citește, că a spus, tu comunici cu corectorul, doar prin ce scrii. Uite ce frumos, așa din, din cele două rezultă că unghiurile... Asta, asta. Da. Ce b p. Ce b p p. Măsura. Spre măsura lui ce b p. Egală cu măsura n c d. Și egal cu 60 de grade. Suficient motiv pentru a spune din toate astea, dacă două unghiuri sunt de 60 de grade, rezultă că triunghiul b p. Triunghiul b c. Echilateral. Dacă aici ești triangulat problema și spune asta e egal cu asta egal 60 de grade, păi cum din asta rezultă așa ceva? Nu rezultă din asta, din alea două rezultă așa ceva. Da? Deci atenție multă la redactare este esențial. De foarte multe ori se întâmplă, din păcate nu-i cazul la voi, că voi nu porniți să-mi problemă, dar de multe ori sunt elevi care știu soluția, redactează prost și nu au... Profesorul spune când corectează și nu am înțeles nimic aici. Și atunci se vede situația, sunt situații că tai complet. Vedeți, de aceea, vă, domnul profesor, uitați, vă scrie pe tablă și vă și aranjează cum să scrieți. Deci rezultă din asta, din asta, rezultă asta, exact, rezultă exact. Din asta, să se vadă clar. Caz de congres, să se vadă nu știu ce. Deci toate lucrurile acestea să fie, da, într-o oglindă aranjată. Ia să vă mai departe. Trei, problema 3 de la pagina 197. Da. Fie triunghiurile echilaterale ABC și A' de prin ce prim. Deci triunghiul ABC și A' prim de prim. În ipotenuză. Ce triunghiul ABC și triunghiul A' prim de prim ce prim echilateral. Se dau două triunghiuri echilaterale. Care au înălțimile AD congruentul cu A' prim de prim. Stai. Sunt înălțimi. D aparține lui BC și D' lui B' ce prim. Deci, în ipoteză, să dă triunghiul A, B, C și triunghiul A prim, B prim, C prim, despre care se spune, care au înălțimile, echilaterale. Echilaterale, da. AD congruentul cu A prim, B prim, înălțim. Mai adaug că AD, virgulă, A prim, B prim, înălțim. Sunt congruente. Și că, virgulă, da. A de congruent cu A prim de prim. Congruent cu A prim. De prim, unde D aparține lui BC. Da. D este pe BC. Da. Și de prim este pe B prim C prim. Și de prim aparține lui B prim C prim. C prim. Demonstrați că, în concluzie, triunghiul ABC este congruent cu triunghiul A prim B prim, C prim. Facem desenul. Deci. Așa. Deci în problemă ne se dau două triunghiuri echilaterale. Ce înseamnă încă să zic echilaterale? Toate unghiuri de 60 de grade. Facem două desene. Două triunghiuri, da? Un triunghi și alt triunghi. Două triunghiuri. Și toate laturile sunt congruente, da? Deci, eu pot să desenez triunghiul ăsta de lateral. Iată la aici. Triunghiul A, B, C. Și un alt triunghi, mai micuț, dar tot e echilateral. Da? A prim, B prim, C prim. Neapărat trebuie să fie echilateral. Cele două triunghiuri sunt echilaterale, cum se dă în prima parte. Să duc înălțimea AD. Unde pică înălțimea din vârful A? Pe latura opusă. Sigur că da, dar ca piciorul, unde pică? Adică D, unde se lea pe BC? Perpendiculară. Sigur că da, perpendiculară, dar încă în plus.
Ei, cumva e pe mijloc, dar nu e pe mijloc. Nu e sigur. De ce nu e sigur? De ce nu crezi că este pe mijloc? Dacă ar fi isoscelare, uite, nu mai isoscel așa. Atunci înălțimea din status, unde pică? Pică exact la mijloc, că este și în mediană și media. Nu vorbe, ci fapte concret. Ade poate fi și înălțime și mediatare și mediană. Deci într-un triunghi echilateral, Ade, nu trebuie să te uiți pe căițelul tău acolo să vezi dacă e adevărat sau nu ce spun eu. Dar hai să gândim împreună. Dacă ai dus înălțimea, Ade, ai dus-o perpendiculară pe latura opusă. Tu nu știi că pică la mijloc. Dar pică undeva. Într-un punct de. Într-un triunghi și acele vorbesc. Da. Ei, în clipa în care te iei de triunghiul ăsta, A, B, C, A, D, C și A, D, B, despre cele două triunghiuri, când iei la analiză, ce poți să spui? Îți congruie, adică au AB congruent cu... Au pe AB cu AC. C, au AD latură comună și unghiurile... Și chiar mai au și unghiurile astea de aici, da? Dar ce este suficient să spui că suntem în cazul ipotenuză catetă, și triunghiile sunt congruente. Uh-huh. Și atunci CD va fi cât DB? În triunghi isoscel. Dar triunghiul echilateral este isoscel când îl privești din punctul ăsta de vedere, da? Deci neapărat AD, înălțimea din D, adică... Drumul cel mai scurt. AD, da? Deci drumul cel mai scurt, pică la mijloc. Este și mediană, și mediatoare, de toate, și bisectoare. La fel și din cealaltă. La fel și cealaltă. Ei, noi trebuie să arătăm că cele două triunghiuri sunt congruente. Adică dacă leu și îl suprapun peste asta, trebuie să se suprapună perfect. Asta înseamnă că este congruente. Ce mai am în ipoteză? Deci dau cele două triunghiuri echilaterale, am văzut. Că AD e congruentă. AD e congruentă cu A' de prim. Foarte tare asta. Foarte important. Ca AD congruent cu A' de prim. Deci... Păi așa avem și AC. Așa dacă AD e congruent cu... Ce a spus de prim acolo? Nu, ID. AD congruent cu A' de prim. Dacă AD e congruent cu A' de prim pe prim, înseamnă că și că AD e congruent cu DAB. Cu congruent, triunghiul CAD? Congruent cu DAB. Asta e congruent din motive foarte precise, da. Că matrimonia este... Și CD e congruent cu DB. CD e congruent cu CD prim de prim. A, e altă poveste, dar tu te-ai făcut referire la triunghiul numai de aici. CAD e congruent cu CAD prim de prim. CAD, atenție ce spune el, Miruna, CAD ar fi congruent cu ce prim A' prim. Eu nu sunt de acord. Poate? De ce mă depărte? Pentru că dacă AD... Păi zice că se dacă AD... Sunt laturile congruente. Păi laturile congruente între ele aici. Păi pentru că... La triunghi echilateral AD. Una e triunghi echilateral de sine stătător, în care laturile sunt congruente și unghiile sunt congruente. La fel și ăsta. Uite, ăsta l-a făcut mai mic. Exact. Pentru că AD e și bisectoare și înălțime și mediană și mediatoare. Dacă AD e congruent cu AD prim, înseamnă că... Și că a, de, fapt, că... Nu înseamnă că. Da. Trebuie să ai argumente, frate. Păi da. Ce argument? A, de, congruent cu A' de prim. Deci A, de... Cu A' de prim. Da, din ipoteză. Asta din ipoteză. Și A, de, e înălțime. Corect. Și, tot din și bisectoare, și tot ce mediană. Și atunci rezultă că CAD e congruent cu CAD, triunghiul CAD ăsta. E congruent cu C prim. Trebuie să te duci într-un caz de congruență. Latură, deci unul din cazuri de congruență, nu da, batem câmpii. Cazul de congruență, latură, păi să le luăm în discuții. Da. Da. Păi așa e greu. Păi e greu. Apoi avem AD latură comună. AD? Unde? Latură comună. Unii comună la latura. AD este aici și A' de prim în partea asta. Ai AD congruent cu A' de prim. Când zici latură comună, te gândești la faptul că triunghiul
ADC poate cu ADB, te-ai gândit, dar am discutat de asta, că sunt congruente acelea. AD congruent cu AD indecis. Adică o singură latură, da? Da. O singură latură. Conform teoriei care am pus-o la punct, despre congruența triunghiilor când am o latură, mă întrebesc două unghiuri. Da. Dacă numai o latură am la dispoziție. Și eu am nu o latură acum. Două unghiuri. Da. Dacă am două laturi, îmi trebuie unghiuri între ele. Sau toate trei laturile, nu așa am vorbit. Da. Noi avem AD, cât am prim de prim, atât am din informație. Da, da, și măsura unghiului ACD, congruentă cu măsura unghiului aprim și prim de prim. De câte grade asta? 60. Sigur. 60. Asta e de 60, cât te bați cu oricine. 60 și 60, da? Și ipotenuză. Păi da, mă, dar nu dreptunghi, ce nu-i adus pe perpendicular. De ce? Da, dar nu e ipotenuza asta, se cheamă cateta. E cateta. A, așa, cateta. Da. Da, cateta. Dar nu teoretic, cum nu mecanic. Pe, mecanic, așa. Tu zici, așa că ai zici... E corect, ai... Adi zice, dar vedeți că nu stăpâniți. Sigur. Înțelegi? Deci, măi, AD e perpendiculară, e înălțime, da. Deci aveți 90 deci grade. Deci 90 de grade este și aici, aici, Adi. Da, unghiul ăla de 60, unghiul ăla de 60. Da. Aveți unghi, unghi, laturi. Deci, ca și al treilea unghi a devin de la sine ăsta. Mare. E și bisecare. E și 30 de grade, 30 de grade. E da? Totul. Și atunci totul este, pentru a spune că triunghiurile acestea sunt congruente, pentru că suntem în cazul de congruență latură, latură, hai să o luăm așa, da. Latură, unghi, latură, unghi, sau unghi, latură, latură unghi. Da. Unghi, latură, unghi. Da. Da. Unghi, latură, unghi. Latură. Am 90-90 sau latură, unghi, unghi. Da. Am spus mai devreme, am repetat, că atunci când am două laturi, când am câte o latură, îmi trebuie două unghiuri. Da, dar pentru că e dreptunghic, e catetul. Am deja un unghi. E catetul. Și acolo da, da. A, nu, nume. Să nu mai obosim cu și catetul unghi. Okay. Este suficient să înțelegeți că cazul de congruență la, la triunghiuri dreptunghice înseamnă un caz particular a cazurilor generale. Da. Și eu dacă mă păsesc în caz general, țin minte pe acelea, numai mecanic catet unghi, ipotenuză, catet, nu știu ce, nu știu cum. Dar nu dă bine, nu dă mai bine când... Dă, dă mai bine, dar ce să mă fac cu ei când rețin mecanic și nu știu să puncteze. Ați înțeles de ce zice domn profesor așa? Că n-a sesizat că e catet. Eu aș vrea să înțelegeți că la cazul de congruență doar atât trebuie să țineți minte. Și foarte des avem cazul de congruență. Trei elemente din cele șase sunt luate în discuție. O latură și două unghiuri. O latură și două unghiuri. Două laturi și un unghi și trei laturi. Și trei laturi. Asta trebuie să băgați bine în cap. Deci atâta tot. Nu se poate cu trei unghiuri. Exact. Cu trei unghiuri nu se poate. Uitați, ăsta e triunghiul ei și ăsta e alt triunghiul micuț. Nu sunt congruente triunghiurile acelea. Deci cum demonstrăm, copii? Adi? Fie triunghiurile A, D, C și A prim, D prim, C prim, avem A de congruentă cu A prim de prim. Din ipoteză. Deci, zicem așa. Deci, demonstrație. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile A, C, D și triunghiurile A prim, C prim și D prim. Despre cele două avem așa. Ăsta A, D congruentă cu A prim. De prim. De unde? Din ipoteză. După avem măsura unghiului ACD congruentă cu măsura unghiului A prim C prim. Egală, zici, la măsură. Măsura da. Egală cu măsura. Da. Unghiurile congruente au aceeași măsură. ACD egală cu măsura lui A prim C prim, de prim, și egală cu cât? Adică cu 60 de grade, suntem din dinghiți la celălalt, da? Tot din ipoteză. Tot din ipoteză, corect. Ce mai avem? Și mai avem măsura unghiului A. ADC, 90 grade. ADC, important, că am dus perpendiculară, înălțime, da? Deci unghiul, măsura lui ADC, mai adaugă și măsura lui ADC. Egală cu măsura lui A
prim și egală cu 90 de grade. Plătiți și gata. Și poate. Care e cazul congruente? Latură unghi, latură unghi. Unghi, latură unghi, da? Conform cazului unghi, latură unghi, care s-ar traduce pentru cazul nostru catetă, nu? Și un unghi. În paranteză, catetă, unghi. Așa. De aici rezultă că triunghiul luat în discuție. Triunghiul ACD ACD congruent cu triunghiul A'C'D'. Și asta am avut și de și fiindcă sunt congruente, tragem concluzia că toate elementele sunt congruente, două câte două. N-am avut asta de demonstrat, atunci avem... Din congruența triunghiilor rostrale este că și celelalte elemente neluate în discuție, adică... Adică care, Adi, zi? Pe ce elemente n-am luat în discuție pentru congruență? Pe AD și pe A prim de prim n-am luat. Ce doar cu A, ce... CD ar fi că C prim de prim. Deci de aici rezultă că celelalte elemente, din cele șase, trei sunt prinse, trei au rămas în discuție. Deci rezultă de aici că A... CD a spus, CD. Congruent cu C prim de prim. Da. Congruent cu C prim de prim. A, C congruent cu A prim C prim. A, C congruent cu A prim C prim. C, A, D. Și unghiul C, A, D. Da. C prim. C, A, D. A prim. Congruent cu C prim. A prim de prim. Dar pe noi ne duce la rezultat foarte rapid, numai dacă spunem că acei congruent cu A'C'D'. Corect. Asta ne face pe noi să spunem că cele două triunghiuri echilaterale, având la altora de aceeași măsură, înseamnă că sunt echilaterale. Deci de aici rezultă, subliniem pasia asta, rezultă că triunghiurile ABC, triunghiul AB, este congruent cu triunghiul A'D'C'. ABC congruent cu A'D'C'. Asta trebuia să demonstrăm. Observați că Adi, dacă tu te uiți la tablă pentru scrierea lui ABC congruent cu A'D'C', nu ai făcut nimic. Că adică sunt ușoare, domn profesor. Adică să înțelegi așa, când ai zis triunghiul ABC congruent cu A'C', scrii și tu chestia asta. Exact. Nu trebuie să scrii ABC, BTV, A'B'C'. Ce se întâmplă? Dragilor, eu fac efortul să vă aduc pe drumul cel bun, pentru că voi aveți act reflex. E atât de comod la clasă să stai și să puteți de pe oră, de pe tablă. E asta fac. Au reflexul atât de bine înrădăcinat, încât le vine greu să creadă că îi pot să încerce să scrie măcar o nenuță ipoteză. Am ales probleme foarte ușoare acum. N-aveți motive să deci, o plângeți. Hai să vedem problema asta. Atât a fost de simplu, încât nu văd ce motive ai fi avut să nu încerci să scrii singur tu demonstrația. Da? Deci am mers mai în problema asta în care am fixat așa. Triunghiul ABC echilateral, A'B'C'. Și una din înălțimi duse, AD cu A'D'. Dacă sunt congruente, triunghiile sunt congruente. Să știi că dacă spuneam bisectoarea, nu? Bisectoarele sunt congruente, tot același lucru mergea. Sau dacă medianele, mediatoarele, congruente, pentru că în triunghiurile acestea se întâmplă ca mediana să fie și mediatoare și bisectoare și înălțimi. Și iar ne amintim teoria. Și iar ne amintim teoria și tot timpul trebuie să fiți în stare să faceți conexiunile necesare și să puteți face și voi o problemă. Până ne ajungeți acasă, să deschideți manualul și am să fac exercițiul ăsta mâine, doar două probleme vă dau. Deci două probleme. Să scrii și tu ipoteză, să scrii, faci figura și să încerci să faci acolo. Spui, am încercat până aici, m-am dus până la locul ăsta și n-am mai putut face. Asta îmi trebuie. Până ajungem la ideea asta, nu o să facem niciodată geometrie. Că văd un lucru. Nu faceți decât să copiați de pe tablă. Asta e foarte grav. Miruna, deci când te apuci, poți să faci 5 și 7 probleme. Eu am dat numai 2. Da? Numai 2 am dat. Dar poți să faci 7 și 10 probleme dacă simți plăcerea asta.
că ai început să mergi, să faci tu, să elaborezi tu raționamentul, să scrii acolo, să faci desenul, este un câștig imens. Dar numai tu să faci asta. Deci pentru mâine? Pentru mâine, două probleme, da? Două probleme. Și ăla trei. Și ăla trei de la algebra. Și da? Test. De la testul 3. Nu. De la testul 3. Testul 3, nu 3 probleme. Tot testul ăla care tot testul 3, care nu are decât da, două, trei probleme. Câte are, ăla le faceți. Da. Deci este foarte simplu. Câte este ceasul? Mai putem face o problemă? 10. 10? E 40 de minute din ora a doua. Hai să facem și cuietarea, hai să facem cuietarea, așa. Facem problema aceea care am dat-o, da. Să o schițăm. E valabil pentru toată lumea. Cu care cu muncitorul ăla? Nu, ce am dat, am... Problema asta. Daria mi-a atras atenția că pentru alții ați avut o problemă cu toții. Și da. M-ați dat acasă. Da. Da, da. Cum n-ați făcut-o? Apoi, Anina a făcut-o și nici Mirona. Nici Mirona, nici eu n-ai făcut-o? Mirona mi-a spus, Daria. Hai să facem. Zi, Daria, problema. Mirona mi-a spus, Daria, după ce rezolvi, poți să-mi dai și mie rezultat. Asta e jenant. Jenant. E jenant, doar atât. Nu, nu, nu. Nu e jenant pentru că Mirona a acceptat să fie pusă în situația asta. Da, da. Pentru ea este jenant. Foarte bine. Că nu a făcut-o nimeni, am înțeles. Asta este. Faptul că tu ai apelat la... Daria? Eu nu mi-a avut când am zis chestia asta. Sigur, te-a acoperit foarte repede. Se pare că Daria te-o... Nu. Te da de gol. Glumei, nu glumei, ai căzut prost. Hai, zi, Daria, problema. Da. Ok, deci într-un bloc sunt 23 de apartamente cu două camere și cu 5 camere. Numărul total de camere cuprinse este cuprins. Așteaptă, fată. Deci, 23 de apartamente, dar eu scriu. Cu 23 de apartamente, două camere și cu 5 camere. Așa. 23 apartamente. În paranteză spune. Cu două camere. Două camere. Și cu 5 camere. Și 5 camere. Numărul total de camere este cuprins între 46 și 115. Deci minim. Minim 46. Maxim? Total. Maxim 115. Camere. Cuprins între... 46 și 115. Da, 46 și 115. Dar renunța. Nu mai am un pic. Așa, ne găsim acolo. Deci, hai să revenim. Avem 4 camere, 23 camere, 5. Deci, da. În tot, sunt stai puțin, Mirona. Gura, Mirona. Stai puțin, că nici măcar n-am pus toată problema. Da, zi. Formulați probleme modificând numărul camerelor, câte produse, câte probleme produsați, putem formula. Face. Da. Deci, copii, în blocul respectiv sunt 23 de apartamente cu două camere și cu 5 camere. Da. Să presupunem și care e numărul de camere. Pentru prima dată noi trebuie să... Păi, nu, pentru că ca să afli cât e numărul de camere, trebuie mai întâi să te bazezi pe asta. Și am făcut 23 ori 2. Deci, ca minim să aflăm, da, minim deci, și maxim. Ceea ce e corect să gândim așa. Numărul de camere pe care îl putem lua însă în considerare este 46 minim. De ce 46 copii? Că dacă toate apartamentele alea ar fi de două camere, ar fi 46. Nu pot formula 45 de camere. Că dacă am formulat cu 45 de camere, e o prostie. De ce? Pentru că în condițiile care am 23 de apartamente, trebuie să acopăr cel puțin, numărul cu numărul camerelor, cel puțin cu câte două, pe altă parte, toate ar fi câte două, da? Și putem să facem ca să aflăm câte probleme putem face. O secundă, nu mai dăm voie. Okay. Iar numărul maxim pe care îl putem gândi este acesta, că dacă toate apartamentele ar fi cu 5 camere, deci doar că toate ar fi cu 5 camere, atunci 5 ori 23 ar face 115. Deci de aceea noi putem gândi diverse variante cu doar 23 de apartamente,
cap de afiș, păstrând numărul de apartamente, la camere putem să începem cu 46 camere odată. De parcă toate ar fi numai cu două camere. Da. Apoi, cu altă variantă, 23 de apartamente și tot 23 de apartamente, dar 45, dar Adi, te rog să urmărești. Următoarea variantă ar fi ca să am un singur apartament cu câte camere? Cu două. Nu cu două. Un singur apartament cu 5. Păi este din 3, pentru că faci 5 din 2 și dă 3. Ia urmărește câte frumoase din problemă. Deci câte sunt 23, da? 23. Ăsta e primul și până la 23, da? De apartamente. Toate cu câte... Prima situație am zis că toate ar avea două camere. Toate ar avea două camere. Și am dat 46. Numărul minim de camere cu care pot porni, 46, da? Ar fi prima problemă, corect, copii, de acord? Prima problemă care pot face. Bine, a doua problemă cum am putea să zicem? Adi, te rog pe tine, a doua problemă, o altă variantă de... modific numărul camerelor. Cu 5. Deci cu 5. Pune toate cu 5, da. Dar asta înseamnă la 115, da? Dar n-aș putea să spun că unul din apartamente are odată 5 și am mai adăugat aici 3, atenție, 2, 3 camere. Dar unul este cu 5, doar unul singur cu 5 și restul cu 2. Înseamnă că numărul camerelor s-a modificat de la 46 la cât? Cu încă, 3. Una, două, trei, că n-am adăugat. Adică la cât, Ali? 49. 49. Deci următoarea variantă ar fi 49. Să gândim o problemă în care sunt tot 23 de apartamente, dar cu 49 de camere. Da, și atunci, ar fi vorba de un singur apartament cu 5 și câte? Un 5 și cu celelalte 22? Cu 2. 22 ar fi cu 2 camere, da? Da. Următoarea situație, Adi, pe următorul apartament de 2, să transformăm în... 3. În... Și îi dă 52. Punem 52 de camere, da? 52 de camere și tot 23 de apartamente. Și în problema asta, dacă o formulez, am să am câte apartamente cu 5? 2 cu 5. Și restul, adică 21. 21 vor fi cu... 2. Ați înțeles, copii? 2 camere. Următoarea variantă de problemă pe care o pot... 55. 55, da? 55. Și pe urmă, 58 și 61 și așa mai departe. Până ajung la 115. Ei, vedeți, păstrând doar 23 de apartamente și mișcând sau modificând numărul camerelor, putem face multe probleme. Întrebarea era... Câte? Câte probleme pot face? 115 minus 46... Împărți la 3. Ba, stai puțin. Împărți la 3 câte 3. Da, și puteți face 24 de probleme. Deci, putem face cât 115 minus 46. Tot împărți la 3 plus 1. Face aici... 69. Împărți la 3, 23. Împărți la 3, cam 23. Și cu plus 1, 24 de probleme. Adică însemnând o primă problemă cu 46 de camere. O a doua problemă cu 49. O a treia problemă cu 52. Și așa mai departe. Până când acoperă pe cele 24 de probleme. Ei, asta am cerut eu. Da? V-am cerut să vedem care e numărul minim de camere pe care îl luăm în considerare. Care e numărul maxim de camere când formulăm problema. Păstrând 23 acolo de bază. Problema de problema de ce e altfel? A, dar să știți că aici, la problema aceasta, când eu am pus acolo 52, dumneavoastră m-ați întrebat ce caută 52 acolo. Unde ați spus? Și pe ce n-ai fost sigură pe tine? Trebuie de asta, domnul profesor, că din 3 în 3. Deci eu ai spus 52. Mi-a spus că nu se pune 49 și se pune deja 50. Eu am pus 53. Păi, tu ai spus de la 49 la 52, 3, dar tu ai spus la 51. Tu aveai acolo pe căițel 51, nu 52. Ai înțeles? Nu contează, gata. Bine. O să vezi încă o dată. Da, da. Că tu mi-ai spus și 49, care l-a pe seama. Păi nu! La 49 mai pui încă 3 și facem 52. Deci tu ai insistat cu 51 și eu spuneam nu. Băi, ce n-am pus pe 49?
Păi zic, la 49 sunt deja și mai adaugă și 3. Corect. 49 plus 3, 52. 52, tu ai spus 51. Ce? Da. Ce amintești? Insistăm acum. Asta era problema. Că tu spuneai, păi am pe 49, una, 52 și 51, 3. Da? Deci asta a fost. Ai înțeles? Așa e și la problema următoare. Vreau să fie clar, copii. Deci, în momentul în care îmi propun să modific numărul camerelor pentru a formula problemele acelea, numărul camerelor se modifică din 3 în 3, pentru că diferența dintre 5 camere și 2 camere este de 3. În problema care ți-a dat-o, ia să vedem, din cât în cât sunt. Am zis în vile de câte 2 și de câte 7. De 3. De 3 și de 5. Cu 3 camere și cu 8 camere, ați 3 și 8 camere. Da, e din 5 în 5. Din 5 în 5. Și atunci adăugăm din 5 în 5 camere acelea. Da, și am făcut 39, 45, 50. Erau 13 vile. 13 vile. Numărul total e 13 vile. Da. Și cu 3 camere și cu 8 camere. Componența de 3 camere, 3 camere. Și 8, parcă ai zis, nu? 8. Da, 8 da. Camere. Nu mai fi supărată. Deci nu mai fi supărată. Înțelege că eu am insistat bine acolo. Nu, e supărată pe Miruna. Da, deci 8 camere. 3 camere și 8 camere. Ne concentrăm pe problemă și nu pe ce zice Miruna, da? Da. Deci între 3 și 8. Și acum, 13 ori 3 fac 39. Numărul minim ar putea numărul să fie. Minim de la care pornim, în toate vilele de 39 și numărul maxim ar fi cât? 104. 104. Ia să vedem, câte probleme am putea face? Am putea să facem, păi, 104 să numerităm de la 39 până la 104, pentru că zicem în 5 să facem mai ușor. Deci vine 104 minus 39. Da, și în arăta asta puțin să văd. Deci, 65. Împărțit la 5. De ce la 5? Și atunci 13 plus 1 e 14. Uite, Miruna, o simplă greșeală. Dacă eu zic 13 plus 1 egal 14, o prostim. Pentru că în urma împărțirii o fac cu 13. Egalul ăsta l-a stricat. Corect. Deci, la redactare, insist pe chestia. La redactare, dacă se scrie așa, că tu nu mai niciun 1 acolo. Spui așa că 65 împărțit la 5 egal 14 deja. Așa, deci vine 15, 13 plus 1 egal cu 14. Și cu asta înseamnă că 14 probleme putem formula, da? Adică 13 vile și 39 de camere ar fi prima. Deci o prim caz ar fi cu 13 vile și 39 de camere. Și 39 camere, care ar conduce, nu? La situația că în toate videle obține ar avea câte 3 camere. Da. O altă variantă, a doua problemă, 13 vile și câte camere? Da, 44 de camere. Și 44 camere, care ar însemna ce situație? O vilă, una vilă cu 8 camere și cu 8 camere și celelalte toate, 12, da? 12 vile. Cu 3 camere, da? Asta ar fi situația. Da. Și a următoarea situație, cum o modific, câte camere dai? 13 vile. Și 49. Și cu 49 camere, m-ar conduce la situația următoare. Anume, ar fi 2 vile cu 8 camere. Două vile cu 8 camere. Și 11 vile cu 3 camere. Modificând ușor numărul, avansând câte din 5 în 5. Vilele cu 8 crește.
Da? Deci vilele cu 8 se modifică dacă adăugăm câte un... Și la vilele cu 3 camere scade. Sigur că da. Pentru că... Vila aceea de 5 o transform. Dacă spun la întâmplare, dacă spun la întâmplare un număr... 13 vile și... De camere cuprins între cine? Între 39 și 104. 58 de camere. Nu voi avea soluții decât dacă, după ce împart pe 108 la 30, scad din 108 pe 39 și 8 pe 65, eu voi face împărțirea, trebuie să împartă exact și să pot să am multiplu de 5. Corect. Dacă nu, deci dacă... Dacă pun 98 de camere, nu ies. Deci dacă dau la întâmplare numărul camerelor, nu va ieși. Chiar dacă este un număr cuprins între 39 și 104. Sigur că da. Dacă nu e acel număr. Corect. Care să satisfacă din 5 în 5 multiplu de 5. Corect. Nu? Deci foarte multe lucruri dintr-o această problemă pot să cum se învăță. Multipli de 5, cât sunt, că nu sunt la niște numere, la întâmplare numere camerelor date, cuprinse între minim și maxim. Corect. Da? Mâine deci, de aveți temă. Mai puteți face problema asta și într-o altă variantă. Presupunând că toate camerele ar fi de 8. Invers. Și atunci, invers. Și atunci veți avea un deficit de camere și tot așa multiplul de 5, dar la scăderea aceea, împărțind la 2 de data asta, vă va da numărul camerelor. Da. Ah. Deci mâine facem tot algebră și geometrie, domn profesor? Este tot algebră și geometrie, facem așa. O oră și o oră, ca să alternăm, că eu obosim mai cu geometrie. Da. Și e important să plecăm și partea cealaltă. Deci și la calcul algebric, că avem atâtea lucruri exact. De lucru, da? Deci, încă trebuie lucrat foarte mult acolo. Da. Dar nu am trebuit și într-o parte și în cealaltă. Copii, ce vreau să vă spun? Oricât de mult ne-am străduit, oricât de mult am plânge noi lângă voi și am muncit, dacă nu munciți și voi acasă, nu întâmplător v-am dat asta. Da. Deci, atenție multă. Facem exact ce am spus, ca la medic. Te duci la medic, medicul îți dă rețetă, și tu nu o iei, e problema ta. Când medicul nu merge cu tine la farmacie și spune să te urmărească dacă e pastila la prânz, la orele acelea, nu. E problema ta. Iar eu aici fac acest efort, spunându-vă așa, că dacă și nu încercați și voi să munciți acasă, nu reușim să facem nimic. Doar totul batem pasul pe loc și nu se vede nimic adăugat. Da? Deci munca și a voastră. Și cu asta v-am dat 3. Tema avem și la geometrie și la algebră. Hai să lucrăm. Și când veniți mâine, încă o dată prezentăm am caietă. Prezentat, am spus-o, de data asta mâine vă prezint așa. La algebră aveți două exerciții. Ne vedem la stupină, da? Da. La revedere.